Aceasta ar fi putut fi oricând finala Champions League dintre Real Madrid și Paris Saint-Germain, conform mai multor voci din fotbal și nu numai. O finală totuși va fi în această noapte, o finală ce va desemna echipa ce se va califica mai departe în sferturile de finală a UEFA Champions League. Îl vedem în prim plan pe Leo Messi, care se întoarce în postura de adversar pe Santiago Bernabeu. Parizienii s-au impus în meciul tur de pe Parc de France cu 1-0, gol marca de Kylian Mbappé la ultima fază. Sergio Ramos revine și el pe Santiago Bernabeu, fostul capitan al Realului, de această dată în postura de adversar. Am văzut și scenografia pregătită de fanii lui Real Madrid, o scenografie ce îl întruchipează pe Luis Figo. Carlo Ancelotti începe meciul cu Thibaut Courtois în poartă, în apărare Marcelo, Nacho Fernandez, Militao și Carvajal. La mijloc Valverde, Kroos și Modric, în timp ce în atac se află Vinicius, Benzema și Asensio. De partea cealaltă, Mauricio Pochettino începe meciul cu Gianluigi Donnarumma în poartă, Mendes, Ramos, Marquinhos și Hakimi în apărare. La mijloc Herrera, Verratti și Wijnaldum, în timp ce în față se află Neymar, Mbappé și Messi. A început meciul de pe Santiago Bernabeu cu Paris Saint-Germain având posesia. În prim atac al Realului, Benzema pasă pentru Asensio, blochează bine Donnarumma. Messi. Prim atac al parizienilor, Messi pentru Kylian Mbappé și paradă pentru Thibaut Courtois. Vedem și dezamăgirea lui Maurizio Pochettino. Bat scurt francezii. Leo Messi încearcă o centrare. Mingea este respinsă. Din nou Leo Messi. Gol! Paris Saint-Germain deschide scorul la Madrid încă din minutul 10 prin Leo Messi, care avea 26 de goluri marcate împotriva lui Real Madrid înaintea acestui meci în El Clasico. Asta dacă nu socotim și golul marcat în 2017 într-un turneu amical. Asensio. O pasă magistrală pentru Vinicius, față-față cu Donnarumma, gol! Real Madrid restabilește egalitatea după o pasă de-a dreptul magnifică a lui Asensio. 1-1. Revedem încă o dată pasa de mare geniu a spaniolului pentru Vinicius, care finalizează fără emoții 1-1. Herrera. Mai departe pentru Verratti, italianul pentru Leo Messi. Să vedem, argentinianul avansează spre poartă, Messi șutează și gol! Direct în vinclu, argentinianului îi priește revenirea în postura de adversar în fața Realului. Dublă reușită de acesta, ce vinclu! O minge ce a atins și bara transversală. Preiau din nou conducerea parizienii. Valverde. Federico Valverde pentru Karim Benzema, față-față cu Donnarumma, care respinge mingea în corner.
Valverde, mai departe pentru Luka Modric, croatul pentru Karim Benzema, Benzema se duce spre poartă, Benzema pasează fața porții, gol! Luka Modric! 2-2! Restabilesc din nou egalitatea madrilenii prin decarul croat. Până acum multe goluri între Real Madrid și Paris Saint-Germain. Benzema, mai departe pentru Toni Kroos, neamțul, o piruetă, Toni Kroos încearcă o boltă peste Donnarumma. Pauză la Madrid, 2-2 între Real și PSG. Ne așteaptă o repriză, ce zic eu că va fi și mai spectaculoasă. Îl vedem și pe Sergio Ramos în prim plan. Benzema pentru Luka Modric, croatul față-față cu Donnarumma, gol! Real Madrid preia conducerea, dublă reușită de Luka Modric după o pasă din nou a lui Karim Benzema. În acest moment este scor de prelungiri, asta pentru că s-a scos regula golurilor marcate în deplasare. Modric pentru Toni Kroos, din nou Luka Modric, pasă spectaculoasă din braziliană, Valverde pentru Benzema, care trimite mingea în bară. Francezii au șansa unui contraatac, Neymar pentru Verratti. Verratti mai departe pentru Herrera, gol! Paris Saint-Germain restabilește egalitatea. Francezii sunt în acest moment în sferturile de finală, după ce în faza premergătoare golului madrilenii au luat la țintă bara prin Benzema. Herrera gol printre picioarele lui Thibaut Courtois. Și dezamăgirea lui Carlo Ancelotti. Toni Kroos mai departe pentru Vinicius, Modric pentru Valverde, Asensio încearcă o scăriță. Paradă senzațională a lui Donnarumma. Wijnaldum este deposedat, dar mingea rămâne la parizieni. Messi, Leo Messi, Militao, Messi pentru Kylian Mbappé și respinge Thibaut Courtois mingea în corner. Va fi schimbare la Real Madrid, iese Marco Asensio, iar pe teren își face apariția Gareth Bale. Schimbă și Paris Saint-Germain, iese de pe teren Marco Verratti, iar în locul acestuia intră Idrissa Gana-Gueye. Să vedem cornerul executat de Neymar, mingea este respinsă, Messi centrează în blocaj, pot pleca pe contraatac madrileni, mingea ajunge la Benzema, Karim Benzema pentru Vinicius, Modric mai departe pentru noul intrat, Gareth Bale, Bale față-față cu Donnarumma, pasează pentru Benzema, gol! Real Madrid preia din nou conducerea și este din nou scor de prelungiri.
Vinicius pentru Benzema, mai departe pentru Toni Kroos, avansează neamțul spre poartă, pasează pentru Gareth Bale, gol! Gol, 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 Real Madrid, Gareth Bale! Gareth Bale își face imediat simțit prezența după ce a oferit un asist, marchează de această dată și parizienii sunt cu moralul la pământ. Vedem dezamăgirea lui Maurizio Pochettino. Marcelo pentru Vinicius, mai departe pentru Toni Kroos, o pasă pentru Valverde, îl triblează pe Donnarumma în fața porții pentru Gareth Bale. 6-3, scor de tenis între Real Madrid și Paris Saint-Germain. Cine spunea că Gareth Bale nu mai joacă fotbal? A intrat în minutul 80 când parizienii erau în sferturile de finală. Incredibil, senzațional, și Valverde, incredibil cum l-a driblat pe campionul european din poarta lui PSG, Donnarumma. Final de meci la Madrid, Realul se califică mai departe după 6-4 la general. Incredibil meci. Două goluri, un asist pentru Gareth Bale după ce a intrat în minutul 80 pe teren. I-a adus calificarea Realului. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, știți prea bine ce aveți de făcut. Eu am fost Bebiți, iar până data viitoare să ne reauzim cu bine. Ciao!